Luptă încinsă în divizia națională pentru ultimele două locuri din Europa League. Milsame și Zimbru au câștigat în penultima etapă a diviziei naționale și vor continua lupta pentru un loc în Europa până în ultimul minut. În cadrul etapei a 38-a diviziei naționale s-au înregistrat următoarele rezultate. Sfântul Gheorghe CF Găgăuzia 1-3, Dacia Nistru 2-0, Șerif FC Costuleni 4-0, Milsami Dinamo 7-2, Olimpia FC Tiraspol 0-3, Iskra Stalla Academia UTM 3-2 și Zimbru Rapid 1-0. Dacia este deja campioană cu 89 puncte, pe locul 2 se clasează Șerif cu 80 puncte, pe locul 3 este Milsami cu 75 puncte, Zimbru ocupă locul 4, iar Iskra Stalla și Olimpia se clasează pe locul 5 și respectiv 6. Pe ultimele poziții sunt CF Găgăuzia, Sfântul Gheorghe și Dinamo, care luptă la retrogradare. Veșnic tânăr și neliniștit, Ion Șoltoianu, în vârstă de 43 de ani, a cucerit titlul mondial la kickboxing pentru a doua oară în carieră și a plecat la fete. Am câștigat titlul pentru că a fost totul strict. Ne-au interzis să ne uităm la domnișoarele din ring. Nu am fost de acord cu această decizie pentru că îmi place să mă uit și la stânga și la dreapta, a dezvăluit Șoltoianu. A fost moral pregătit. Zici că așa alt președinte federației, noi și nu uităm la fete, noi uităm. Noi uităm numai la în ring și era cam strict cu asta. Și asta că mă lăsă când ea nu mi-a plăcut, deși că am vrut cum mă uit și la stânga și la dreapta. Bolul tău m-a întrebat pe nimeni, dar nu s-a obosit. Nu, că e încă să vezi că țară la fete mi-e ducem. Sper că noi cu vajem ca să mai ieșim la 60 euro, să ieșim să rădem cu noi moldoveni să fim tari. Maxim Bolotov, Vaja Djashi și Ion Șoltoianu au cucerit 3 medalii de aur pentru Moldova la campionatul mondial de kickboxing care s-a desfășurat la Kiev, Ucraina. În total, reprezentanții Moldovei au obținut 7 medalii. Video fabulos! A avut loc cea mai tare cursă văzută vreodată pe o pantă în unghi imposibil. Cursele de uphill au fost mereu spectaculoase, motoare puternice, mii de cai putere și praf cât cuprinde. Senzația de a urca pe o pantă aflată în unghi aproape imposibil este unică. Dinamo București și-a asigurat un loc în Europa League după ce a învins acasă în fața Victoriei Brănești, scor 3-1. Într-un alt meci din etapa 33-a campionatului României, Steaua București s-a impus pe teren propriu în fața lui Târgu Mureș, scor 1-0 și speră să prindă ultimul loc din Europa League. Steaua a câștigat ultimul meci al său din acest sezon pe teren propriu, scor 1-0 împotriva formației Târgu Mureș. Singurul gol al partidei a fost marcat de Vică în minutul 25 din lovitură de la 11 metri. Victoria în fața celor de la Târgu Mureș nu a fost sărbătorită. Fanii prezenți în tribune și-au taxat idolii la fiecare acțiune ratată. Într-un alt meci al etapei a 33-a, Ligii 1, Dinamo București s-a impus acasă în fața Victoriei Brănești, scor 3-1 și și-a a asigurat un loc în Europa League. Dinamoviștii au deschis rapid scorul în minutul 2 prin albanezul Bacai după o pasă primită de la Lexe. Brăneștiul a egalat în minutul 58 prin Ispir din penalti. Bucureștenii au preluat din nou conducerea în minutul 65 prin Conei după o centrare venită de la Munteanu. Scorul final 3-1 pentru Dinamo a fost stabilit de Denciulescu, care a marcat în minutul 84 dintr-o pasă a lui Torje. Cu o etapă înainte de final, Oțelul Galați deja campion a României, FC Timișoara luptă cu FC Vaslui pentru locul 2, poziției de Liga Campionilor. Dinamo este pe locul 4, iar Steaua pe locul 6. Nebunie! Dacă 500 de cai nu sunt destui, mai ai o soluție ca să câștigi putere. Scoți caroseria de pe mașină și ajungi la 600. Bucurie de nedescris în țara celor 1000 de lacuri, după ce Finlanda a reușit să devină campioană mondială la hockey pe gheață. Unul din antrenorii finlandezilor a sărbătorit victoria cu mult alcool.
Finlanda a devenit campioană mondială la hockey pe gheață după ce s-a impus în finală în fața Suediei, scor 6-1. Un câine face senzație pe internet cu tehnica sa de a reține balonul, are priză la minge la fel de bună ca Stanislav Namașco și știe să iasă pe centrări la fel de bine ca Nicolae Calancea. Iată! Hai! Hai! Iată! Hai! Hai! Iată!